Formarea profesională a cadrelor didactice devine de la an la an una dintre misiunile importante ale Universității Spiru Haret. Un exemplu elocvent este și cel de-al doilea focus group realizat la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja din Drobeta, Turnu Severin. Primul focus group realizat la Mehedinți a fost practic perechea celui realizat în Sibiu. Că am avut aceeași temă, am vorbit despre ceea ce prevede legea ca mecanisme de formare profesională a cadrelor didactice și s-a observat în cele două focus grupuri ușoare diferențe de percepție și de participare și de percepție asupra importanței mecanismelor de formare profesională a cadrelor didactice. Pot spune că domnii profesori, atât din Mehedinți cât și din Sibiu, sunt foarte interesați de ceea ce înseamnă formarea profesională, sunt foarte încântați de ceea ce li se oferă prin proiectul Didactino și sunt dornici să participe și pe viitor la orice formă de formare profesională a lor. Universitatea Spiru Haret este partener în acest important proiect european solicitat de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți. Cea mai recentă acțiune continuă seria celor 8 focus grupuri la care se va adăuga și o dezbatere finală, ce a adus însă nou evenimentul organizat în acest weekend la Drobeta, Turnu Severin. Vom vorbi astăzi despre formare profesională, dar ne axăm pe ceea ce înseamnă activitatea comisiilor didactice. Încă o dată vrem să vedem prin ce prevede legislația, care sunt acele forme, cele mai bune, să spunem, prin care cadrele didactice se pot perfecționa în activitatea lor. Formarea profesională a cadrelor didactice preuniversitare este importantă pentru cei care organizează aceste evenimente, dar o atenție specială trebuie acordată și feedback-ului pe care îl prezintă cei instruiți cu privire la aceste focus grupuri. Sunt destul de mulțumiți de faptul că pot spune și își pot pune opinia despre ce înseamnă formarea profesională, pot spune ce a fost bun și ce poate fi îmbunătățit, inclusiv în cadrul proiectului Didactino, și cred că asta e partea de mulțumire a lor, că dincolo de a sta în bancă, a lua rolul elevului și a fi învățați, da, prin cursuri de formare, au și ei posibilitatea să ofere feedback. În România anului 2014, partea financiară reprezintă o problemă majoră pentru multe cadre didactice din mediul preuniversitar, așa că șansa de a participa la un program de formare profesională pentru care toți cei implicați nu trebuie să scoată bani din buzunar este o oportunitate pe care mulți vor să o valorifice. Ce înseamnă proiectul Didactino pentru profesorii participanți? Didactino a fost o experiență nouă în peisajul cursurilor de formare la care am fost în ultima vreme, prin faptul că abordează modern și specific zilelor noastre acest proces de formare. Interesant a fost folosirea platformei Blackboard a Universității Spiru Haret, pe care nu am lucrat până acum. Am învățat și lucruri noi despre care nu știam, mi-am îmbunătățit competențele digitale. Și la modulul 2 am aflat despre teoria inteligențelor multiple, știam așa câte ceva despre ea, dar nu o aplicasem niciodată la clasă. Acum am început să aplic ceea ce am învățat și cred că m-a format din punct de vedere profesional acest curs. Universitatea Spiru Haret se implică direct printr-o parte a corpului său didactic de elită în formarea profesională a cadrelor didactice și contribuie astfel la perfecționarea continuă a profesorilor din mediul preuniversitar. Ulterior, aceștia vor putea să aplice la clasa cele mai bune metode de predare și evaluare, care în timp vor duce la creșterea semnificativă a calității învățământului din România.